Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Scorpion. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-17 aprilie 2022, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Scorpion? Cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 1-17 aprilie 2022, Scorpion. Scorpion. Din prima vă spun, mi-a căzut, că respingeți o persoană din săgetător sau berbec. Ok? Aici este o respingere față de o persoană, posibil să aibă și berbec, posibil să aibă și săgetător. Este o ofertă insistentă din partea acestei persoane către voi. Persoana asta mai poate avea și pământ, taur, ok? Pajul de săbii. Persoana asta vă urmărește insistent. E posibil să fie un triunghi amoros pe care voi îl respingeți în continuu. Pentru că persoana asta s-a comportat neserios cu voi, ok? Posibil chiar persoana asta să aibă și capricorn sau voi să aveți și capricorn aici. Pentru că persoana asta s-a comportat foarte neserios cu voi, cavalerul de bâte cu diavolul vorbește despre o persoană care a urmărit foarte mult partea asta intimă, ok? Ceea ce, din câte văd, nu a obținut-o de la voi. Și atunci voi ați considerat că este mult mai important să vă vedeți de lucrurile voastre și că voi aveți planuri de viitor mult mai importante decât asta. Ok? Aici este ambiția voastră, determinarea voastră, care în această perioadă veți reuși pe partea financiară extraordinar de bine. Ați înțeles un lucru sau veți înțelege un lucru? Că o persoană aici este foarte invidioasă, geloasă sau este o persoană, cum să spun, cu ochii pe tot ce aveți voi sau ce dețineți din punct de vedere financiar. Ați mirosit pe cineva. Persoana asta, în primul rând, face niște lucruri posibil suspecte din punct de vedere financiar. Ori este un bărbat oportunist care urmărește parte financiară din partea doamnelor, viceversa, luați cum rezonează, ok? Ați mirosit persoana asta făcând lucrurile astea. Acum vine partea drăguță. Persoana asta, chiar bărbat, este un bărbat, clar, sau o femeie, luați cum rezonează. Dacă bărbatul ăsta a făcut treaba asta, sau a avut această latură, sau a gândit astfel când v-a cunoscut, să știți că lucrurile se vor schimba. Pentru că aici, din câte văd, persoana asta o să ajungă el, ca și bărbat, să... Voi ați adus o transformare în această persoană prin faptul că v-ați impus respect. Și respectul vi l-ați impus prin asul de săbii, 5 de roata, am și roata, 5 de săbii, 6 de monede și 8 de bâte. Dar eu îți spun clar că nu poți să fii astfel cu mine. Eu îți spun clar că nu te-ai găsit persoana potrivită. Persoana asta a încercat cu pajul de săbii. Dar, dintr-o joacă, persoana asta a înțeles că voi sunteți aparte de ceea ce a cunoscut până acum. Iar voi respingeți foarte mult această persoană, deși o să vină de foarte mult către voi și nu este singura persoană care vine către voi, cu dorință, un cadou vă face această persoană din câte văd, dar tot nu obține ce vrea de la voi. Din punct de vedere intim, ok? Persoana asta... vă dorește foarte mult. E ok să vă dorească, dar nu în contextul ăsta. Bun, vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Scorpion. Op. Poate aici aveți și Capricorn cu siguranță și aveți și Leu. Ok? Ascendent, descendent, inversul. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia, era să spun Capricorn, pentru cei din Zodia Scorpion, 1-17 aprilie 2022. Respingeți sau ați respins deja și o faceți în continuare comunicarea acestei persoane.
care dorește foarte mult să comunice cu voi, foarte mult să comunice cu voi. 7 de săbii cu regele de monede. O persoană oportunistă. E posibil ca persoana asta să stea într-o căsnicie pentru bani. Ok? Cu un capricorn. Persoana asta s-a prezentat ca un cavaler de bâte cu 2 de săbii. Știu ce vreau, nu știu ce vreau, mă joc cu mintea ta puțin mai mult, dar nu i-a mers cu voi. Pentru că aici cineva s-a exprimat foarte clar. Foarte clar s-a exprimat. A spus, eu așa ceva nu accept. Eu sunt o persoană care trăiesc în pace, în liniște, nu lipsește nimic, nu-ți cer nimic, nu am nevoie de bătăi de cap. Exact. Ce va oferi persoana asta? 6 de pentacule și 2 de pentacule. Vorbe cu îndodii, de joacă, de manipulare, de te întorc, de te răsucesc, de etc. Ceea ce n-a funcționat cu voi. Ea a fost un joc destul de imatur. Am mai spus la o zodie, cred că am mai văzut la o zodie. Puteți uita așa la săgetător. Pentru că văd că aveți de-a face cu săgetător, berbec. Puteți uita așa la capricorn și la taur. Chiar fecioară. Văd aici că ați avut de-a face cu o conversație foarte ridicolă din partea unei persoane care a încercat să vă controleze, dar nu știu cu cine a crezut persoana asta că vorbește. Aici am 5 de bâte cu 8 de bâte. Probabil că totul s-a terminat printr-un conflict, pentru că persoana asta a făcut-o să pară ca și un conflict, deși voi ați spus la revedere foarte scurt. Cu eremitul și 6 de bâte, persoana asta va fi singură și își va dori, chiar dacă este căsătorit, căsătorită sau nu, într-o altă relație, persoana asta va pierde ceva și este 2 de săbii și cavalerul de bâte și îndrăgostiții. Persoana asta v-a pus pe voi într-o postură de alegere, adică să fiți voi o alegere, iar acum persoana asta spune, te-am ales pe tine, eu cu tine vreau să fiu. Mi-am dat seama ce fel de persoană ești, mi-am dat seama că vorbești într-un adevăr și ați vorbit într-un adevăr în această situație. Persoana asta va avea și are deja un conflict mental groaznic, se autosabotează. Persoana asta este foarte nesigur, e un bărbat, are o problemă de nesiguranță, bărbatul ăsta este nesigur pe el, are o problemă, se simte complexat în fața voastră. Duce o luptă mentală, e posibil ca persoana asta să se confrunte și cu niște traume destul de urâte, este ca și cum nu, controlează-te, nu există dragoste, tu asta cauți, scopul tău ăsta este, dar l-a depășit, ok? Sentimentele pe care care au intervenit în această ecuație din partea acestei persoane către voi, clar a spus că e cineva din săgetător berbec, ok? Sentimentele care au intervenit din partea acestei persoane către voi deja au bătut latura asta acestei persoane de a-și dori ceva anume de la voi. Regretă cele spuse. Cu astfel de vorbe și vine către voi persoana asta. Regret că m-am comportat astfel. Regret că ți-am vorbit astfel. Regret că te-am mințit. Regret că nu ți-am spus adevărul. Regret că am făcut gesturile acelea sau că te-am jignit. Te-am ales pe tine din leu, cu capricorn și scorpion. V-a ales pe voi. Persoana asta v-a ales pe voi. Tu ești alegerea mea în dragoste. Eu nu mai vreau să am cavalerul de bâte sau nu mai vreau nici măcar să fiu însurat sau nu mai vreau nici măcar să am de-a face cu alte persoane. Eu pe tine te vreau. Pentru că am realizat că te iubesc. Ok? 3 de săbii, 8 de cupe, cavalerul de săbii și vine foarte rapid persoana asta către voi. Iar am roata și cu puterea. Clar aici aveți scorpion, capricorn și leu. Spune, persoana asta spune, tu ai adus ceva diferit în viața mea în care m-ai făcut să realizez care era diavolul ăsta din viața mea, ok? Tu ai adus pace în viața mea, e singura persoană care mă liniștește, e singura persoană care reușește să mi-aduc această pace, să înțeleg realitate. Singura persoană care mi-a vorbit într-o adevăr, ok? Persoana asta, o fiind obișnuit cu minciuni sau ascunzișuri sau lucruri de genul ăsta, persoana asta nu i s-a întâmplat să cunoască pe cineva atât de sincer ca și voi. Luna 5 de săbii, regina de pentacule. Ok, poate persoana asta se simte sub voi mult din punct de vedere financiar. Asta este și conflictul.
Poate are o căsnicie cu cineva care stă din punct de vedere financiar cu cineva din Rac, Taur, Fecioară, Capricorn sau chiar Pești. Persoana asta duce un conflict, dar se va despărți de femeia respectivă, pentru că din câte văd, lucrurile se vor clarifica acolo. Persoana asta o să realizeze cum i-am vorbit eu persoanei mele astfel de imatur și persoana asta mea, de fapt, e o persoană serioasă. De fapt, persoana asta a luat totul în glumă. La un moment dat chiar a crezut că voi... Toată viața acestei persoane, îmi pare rău să o spun, este o glumă. Și persoana asta a crezut că voi glumiți când spuneți că vă doriți ceva cu acest bărbat. Îi va fi foarte greu să vorbească cu voi. Îi va fi foarte greu după ce a făcut să vorbească cu voi. Și aici sunt două persoane care vă vor. Rac pe Scorpion, Berbec Săgetător, Coasul de Bâte și Eremitul. Ambii bărbați sunt singuri, ambii bărbați vă doresc. Pentru între voi, ambii bărbați se cunosc. Ok. Poate voi sunteți mai mari de vârstă puțin decât această persoană, poate chiar cu 2 ani, pentru că am 2 de săbii, ok? Sau pentru alții mai mult, mai puțin, sau persoana asta e mai mare decât voi. Dar spune-te, am ales, tu ești împărăteasa mea, ok? Tu ești sufletul meu pereche, tu ești persoana pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Persoana asta este și foarte atrasă fizic de voi și vă vede foarte frumoase. Are un respect anume pentru voi. Voi radiați, oricum radiați de frumusețe, energie pozitivă și persoana asta vede lucrul ăsta. Am spus turnul, persoana asta a avut o trezire. M-am spus că mai vine cineva din pești către voi cu declarații de dragoste. Voi sunteți în 9 de pentacule. Roata este karma voastră bună pentru ceea ce ați sădit până acum. Și anume, independență, frumusețe, liniște, fericire, sunt bine cu mine, de-aia și atrageți atâtea energii către voi. Și atunci diavolul 4 de săbii, asul de săbii și steaua. Voi v-ați vindecat de ceva foarte greu prin care ați trecut. Și mai vine persoana asta și spune, tu ai reușit să aduci lumină în viața mea, tu ești steaua mea, tu ești dorința mea, ești vindecarea mea, ești îngerul meu, ești tot ce mi-am putut dori vreodată. Ești ceva special. Poate că n-am crezut până acum în divinitate, dar de când ai apărut tu în viața mea, m-ai făcut să-mi dau seama că tu ești parte din divinitate. Confesiune foarte frumoasă. Dar clar, persoana asta are o căsnicie sau o relație cu care se luptă de zor sau s-a luptat. Luna, 5 de săbii, regina de monede și hierofantul. Cu cineva din Taur, Taur, Fecioară, Capricorn, posibil gemeni, balanță, vărsător, rac. Pe care o părăsește din câte văd. Ok, justiția cu moartea. Cineva divorțează pentru că își dorește un nou început cu voi. Cineva divorțează pentru că spune tu ești alegerea mea în dragoste. Cu acest cavaler de bâte și 2 de săbii, tu ești alegerea mea în dragoste. Pe tine te vreau. Mi-am dat seama că pe tine te iubesc. Am avut nevoie de trezirea asta ca să-mi dau seama. Mi-ai dat peste nas că nu accepti lucrurile astea și mi-am dat seama care mi-este poziția. Voi, din punct de vedere de stabilitate, din punct de vedere financiar, să știți că nu am cuvinte să vă spun la voi cum o să vă meargă. Decât vă arăt. Asul de pentacule, 6 de bâte și 10 de cupe. Înțelegere în familie. Niște sume de bani foarte importante care se îndreaptă către voi. Veți fi foarte remunerați pentru munca voastră. Veți fi foarte fericiți de realizările voastre. Toată pierderea pentru dintre voi care a avut loc în trecut sau stagnarea pentru că ați avut o problemă de sănătate posibil din lucruri necurate pentru că v-ați vindecat sau indiferent de situație, supărări și așa mai departe, voi acum vă repuneți în mișcare, aveți altă energie, aveți altă stare, puteți să munciți liniștiți, emanați energie pozitivă, câștigurile sunt mult mai mari pentru dintre voi. Cu steaua și cărțile astea este ca și cum eu pot să stau relaxat că treaba mea merge în continuare și poate nici nu trebuie să depuneți atâta efort că veți avea venituri destul de mari. Bun. Persoana asta spune, pentru că voi a spus, eu nu sunt o opțiune și nici nu vreau o persoană care să aibă opțiuni. Și persoana asta spune atunci, eu nu te-am considerat pe tine opțiune, chiar vreau să vorbesc cu tine.
Vrea să fac o confesiune că nu mai vrea să aibă de-a face cu altceva neserios pentru că voi ați schimbat viața acestei persoane. Exact, moartea cu 3 de cupe și justiția. Cineva divorțează, termină o relație. În continuare am cărțile astea frumoase și se mai adaugă la ele. Îndrăgostiții, soarele, împărăteasa, fraierul și 2 de cupe. Dorința este de a fi cu voi, nu cu altcineva. Exact, cu alegerea este cu voi. Dacă aveți leu, scorpion, capricorn, dorința este să fie cu voi. Mulți dintre voi o să faceți și o plecare sau o plimbare, plimbări, ieșiri, distracții, ceva foarte frumos. Muncă reușită. Posibil bărbatul ăsta să fi stat cu o femeie sau să stea cu o femeie care muncește foarte mult, să întrețină relația respectivă, dar dragoste nu există între ei. De ce decide bărbatul ăsta să rămână cu voi? S-a gândit, se gândește foarte bine și a schimbat percepția. Vede ca pe niște persoane foarte pure. Vă respectă foarte mult și a văzut că sunteți persoane care poartă o coroană și sunteți speciale. Strength. Am zis că aveți și leu. Vede puterea voastră mentală, interioară. Tăria de caracter. Ok? Și puterea cu care vă impuneți punctul de vedere. Power. De două ori am puterea. De două ori am puterea. Atâta putere cât insuflați voi și cât a văzut persoana asta la voi, n-am mai văzut. Zice, cum? Dreams, vă visează persoana asta. V-a visat, vă visează. Sunteți visul acestei persoane. De ce alegeți să fie cu voi? Playfulness. Hope. Așa. E, pentru unii dintre voi trebuie să vă spun că v-ați întâlnit sufletul geamăn. Cei care nu l-ați întâlnit prea acum, sufletul pereche, sufletul geamăn. Persoana asta nu se poate să stea fără voi. Și ascultă intuiția și înțelege, înțelege. Învață să aibă compasiune. Persoana asta era o persoană rece și nu primea compasiune și nu oferea compasiune. Și de ce divorțează de persoana care este? Freedom, protecție, healing. Se vindecă, își dorește libertate. De ce divorțează de persoana care este căsătorit? A fost o chestiune de bani acolo. S-a trecut printr-o tranziție, o chestiune de relație karmică. Pentru că vrea armonie cu voi. Pentru că s-a prefăcut în relația aia. A purtat o mască. Ok? Pentru că începe să aibă discernământ. Pentru că l-ați făcut pe acest bărbat să dea piept cu partea lui întunecată și să-și dea seama că, de fapt, viața lui nu este în regulă. Release, pentru că nu mai vrea să fie acolo. Ce îl ținea acolo? Banii, am auzit banii, ok. Ce îl ținea în relația aia? Un copil. Sau mai mulți copii, ok? Nu-mi trebuie alte cărți ca să întreb. Deci vreau să întreb ce îl ținea relația aia. Deci am auzit clar, în clara audiția mea, bani, copil, ce îl ținea relația. De ce divorțează bărbatul ăsta? Ce îl ținea relația aia? O căsnicie nedorită de ochii lumii cu justiția așa se debute bărbatul ăsta să căsători de ochii lumii. Ce îl ținea în căsnicie aia? Ce ținea cu 6 de bâte? Așa. Ce ținea cu 6 de bâte în căsătorie? Exact. Să vadă lumea că sunt o persoană căsătorită. Cine ce ținea pe bărbatul ăsta în căsnicia respectivă? Ce ținea în căsnicia respectivă? Regele de pentacule, 9 de săbi și 5 de săbi. 6 de monede și regina de săbi. Ce să spun mai mult decât atât? Diavolul și cavalerul de pentacule și 7 de bâte. Și realizarea adevărului. Interes financiar, indiferență,
omul nepotrivit și, mai într-un cuvânt, relație karmică. Deci, persoana asta o să fie cu voi. Bun. Dar o să se cam chine să vă împace pentru ce a făcut. Și să știți că ăsta este procesul, așa este menit. Să nu credeți vreo secundă sau să spuneți poate am procedat, poate am fost prea dură sau poate m-am comportat prea așa sau nici nu simt că aveți asemenea lucruri. Indiferent dacă sunteți scorpioni autentici sau aveți, sunteți leu cu ascendent sau luna în scorpion sau cu capricorn, pentru că văd că aveți și capricorn și leu și scorpion, nu simt că aveți asemenea lucruri, pentru că universul vă insuflă în... să aveți un astfel de comportament ca să aibă reușit uniunea asta. Așa trebuia să fie. Atât am avut și pentru voi cei din Zodia Scorpion. Eu vă mulțumesc, sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.